Marea întrebare care îl privește pe fostul președinte al Statelor Unite și actual candidat la Casa Albă este ce urmează după această condamnare penală. Va ajunge Trump la închisoare direct de la Casa Albă, dacă va fi ales? Laura, există un răspuns scurt și unul cu nuanțe. Cel scurt e nu, dar detaliem chiar acum. Condamnarea penală a fostului președinte Donald Trump pentru acoperirea ilegală a unor plăți făcute către o vedetă porno nu va afecta campania sa pentru recucerirea Casei Albe, chiar dacă ar fi condamnat la închisoare înainte de alegerile din 5 noiembrie, relatează Reuters. Constituția Statelor Unite impune doar ca președinții să aibă cel puțin 35 de ani și să fie cetățeni americani care au locuit în țară timp de 14 ani. Astfel, nicio condamnare penală și nicio pedeapsă cu închisoarea nu ar afecta eligibilitatea lui Donald Trump sau capacitatea sa de a deveni președinte. În teorie, Trump ar putea depune jurământul din închisoare dacă îl va învinge pe actualul președinte democrat Joe Biden în alegerile din 5 noiembrie. Deși campaniile prezidențiale din închisoare nu sunt fără precedent în istoria Statelor Unite, un caz notabil fiind cel al socialistului Eugene Debs în 1920, situația lui Trump este diferită datorită profilului său politic semnificativ mai puternic. Așadar, va ajunge Trump la închisoare? Nu se știe încă ce sentință, evident, va impune judecătorul în cazul său. Fiind prima abatere a lui Trump pentru infracțiune fără violență, este rar ca persoanele fără antecedente penale condamnate doar pentru falsificarea unor registre contabile să fie încarcerate în New York. Pedepse precum amenzi sau eliberarea condiționată sunt mai frecvente. Pedepsa maximă pentru infracțiunea de falsificare a registrelor contabile este de 4 ani de închisoare, dar inculpații sunt de obicei condamnați la un an sau mai puțin. Dacă ar fi pedepsit dincolo de o amendă, Trump ar putea fi plasat în arest la domiciliu sau supus unui control judiciar datorită complexității asigurării protecției sale de către serviciul secret. Deși cazul banilor tăinuiți este considerat cel mai puțin important dintre cele 4 urmăriri penale cu care se confruntă în prezent Donald Trump, un verdict de vinovăție ar putea avea implicații asupra alegerilor. Sondajele de opinie arată că un verdict de vinovăție l-ar putea costa voturi într-un scrutin ce ar putea fi decis de doar câteva zeci de mii de voturi în statele cheie. Potrivit unui sondaj Reuters realizat în aprilie, unul din 4 republicani a declarat că nu l-ar vota pe Trump dacă ar fi găsit vinovat într-un proces penal, iar 60% dintre independenți au declarat că nu l-ar vota pe Trump dacă ar fi condamnat pentru o infracțiune. Este informația momentului, încercăm să intrăm în dedesubturile acestei informații.